Creator 15MA9SD. Se vede că are un thin bezel, adică vedeți cât de finuță este muchia. Audio cu o rezoluție foarte bună, Color Boost, ceea ce înseamnă că pentru gaming va fi foarte bun când va fi testat la maxim. Creator Center, deci pentru creatorii de conținut. Și poți să afli mult mai multe informații scanând acest link. Vorbim de un i7 generația noua, care te va ajuta să înțelegi ce înseamnă un laptop wow. Priviți până și poziționarea acestui buton de pornire. De asemenea, uitați acest detaliu. Modul cum poate fi pornit nu este ca la restul laptopurilor pe muchie, ci și arată personalitatea până această poziție. A se vedea asta. Aici are doar un HDMI și un ventilator. Da? Atâta tot pe această parte. Iar în aceste părți avem jack, USB, USB 3.0, USB-C 2, un cablu HDMI de Ethernet, adică cablu normal de net. Și mai avem încă o muchie. De ce credeți că este pus acest? Pentru ce este această intrare? Lăsați un comentariu mai jos. Are un design foarte, foarte interesant. Are un touch foarte elegant, foarte finuț, însă cu muchile un pic mai sus, mai puțin office, să zic așa, iar tastatura este absolut superbă, cu o înălțime foarte mică. Nu știu dacă se poate vedea, dar tastele sunt foarte puțin înalte, ceea ce înseamnă că experiența de apăsare a lor este foarte, foarte finuță și este o plăcere să tastezi pe acest tip de tastatură. În cască, așa credeți că arată camera mea? Nu? Să știți că acest laptop va fi dat înapoi chiar foarte, foarte rapid. Nu am eu bani de așa ceva. Haideți să vă arăt specificațiile acestui laptop și apoi vom intra în mai multe detalii. Din punct de vedere al puterii de procesare, vorbim de un i7 generația 9, ceea ce este una foarte, foarte bună. Are 6 core-uri, o să vă arăt imediat. Acum e la 2,6 GHz, dar poate să treacă de 4 GHz, evident. Ca RAM vorbim de 16 GB DDR4, da? Cu o frecvență de 1330, care este mai mult decât foarte, foarte bună. Placa de bază, din punct de vedere al graficii, vorbim de o placă internă Intel Graphics 630, care are 8 GB și de asemenea mai vorbim de Nvidia GeForce 1660 și acolo vorbim încă de vreo 6 GB. Din punct de vedere al spațiului de stocare, vorbim de un SSD de 500 de GB, care este mai mult decât suficient. Ia să vorbim mai mult despre capacitatea de procesare. Vorbim de 6 core-uri, 12 thread-uri, vorbim de un Coffee Lake de 14 nanometri, are exact tot ce este necesar pentru un calculator pentru gaming. Din punct de vedere al plăcii de bază, vorbim de tot ce ai nevoie. Procesorul este un i7, adică cel mai bun, generația noua, ce acum este la 2,6 GHz, dar evident că poate să ajungă la mult mai mult de atât, și anume chiar și 4, cum s-a văzut, dar mult mai mult de atât. Însă viteza de bază, 2,6 GHz.
Utilizarea lui acum, evident, nu este nici măcar la un procent important în valoarea lui. Are 6 coruri, deci este unii 7 cu 6 procesoare mai mici. Se pot, de asemenea, hai să vorbim de celelalte elemente importante, memorie și placa grafică. Din punct de vedere al memoriei, avem SSD, dar hai să vedem cât anume. Deci aici avem un SSD de 500 de gigabytes, ceea ce este mai mult decât suficient, și în materie de RAM, da? Adică capacitate de procesare RAM, avem 16 GB și disponibil 13. Evident, putem să mai folosim elemente ca să mai facem, deci folosite 3 GB. Ia să vorbim acum de placa grafică. Placa grafică de 8 GB, da? GPU, Graphical Processing Units, Memory, este de 8 GB, care este excelent pentru că vorbim de un DDR6, ultima generație. Deci, care pe scurt reprezintă dublu față de versiunea anterioară. Deci, dacă aici avem 8 GB, înseamnă 16 DDR5. De asemenea, mai avem încă 6 GB, pentru că avem o placă dedicată. Prin urmare, se poate vedea că vorbim de un Nvidia GeForce 1660 Ti, iar la prima Intel Graphics 630. Este așadar o bijuterie de laptop și va fi o plăcere pentru cine îl va folosi să se bucure de el. Ce credeți? V-ați dori un asemenea laptop? Lăsați un comentariu mai jos și vă voi răspunde dacă